Salutare tuturor și bine v-am găsit la alt episod de Squad Busters. Avem foarte multe de făcut pentru că am mai jucat jocul ăsta foarte mult zilele acestea pentru că este un joc chiar destul de distractiv. Ai o grămadă de chestii de făcut în el și chiar dacă e abia la început și nu e prea mult content, să te bați așa 3 minute cu alte persoane să vezi ce trupe primești, să vezi ce game mode-uri sunt, ce hărți sunt și ce poți să faci în fiecare joc, chiar e super distractiv. Avem o grămadă de chestii de luat acum și o să le iau pe fiecare, dar avem în dreapta acolo jos un win streak de 12. Nu trebuie să fii pe locul 1, 2, 3 ca să câștigi, trebuie să fii și pe 4 și pe 5. Atâta timp cât ești pe partea stângă și ești în top 5, atunci ai șanse foarte mari să continue win streak-ul. Acum la shop aici luăm pe ăștia gratis. Vedem ce mai este, pentru că goldul chiar este foarte necesar în jocul acesta. 7200 pentru 6 de genul și din ce am înțeles, da, ne ducem aici la squad să vedem ce putem upgrada. Putem upgrada barbarienii. După ce am upgradat barbarienii, 10 de ăștia normali trebuie să ai de 100 în total ca să poți să upgradezi un de ăsta, da? Deci trebuie să ai 100 de genul ca să se transforme în 10 de genul. Adică mai am nevoie de 80 de barbarieni pentru a upgrada ăsta în 3 stele. După din 3 stele am nevoie de prea mulți ca să upgradez în ăsta. De jocul ăsta trebuie să te joci luni de zile, ani de zile în stadiul care este acum pentru a evolua anumite chestii. În sfârșit pot să evoluez Barbarian King și în sfârșit o să fac mult mai multe chestii și Queen-ul. Queen-ul chiar abia aștept să-l upgradez. Astea două sunt extrem de bune trupe, dar în sfârșit pot să iau și eu. Aici avem, da, 3 etichete. Avem în sfârșit Twitch-ul care e super mișto, spawnează scheleți, da? După vedem aici un chest, să vedem ce pică din el și super big common, atâta mi-a picat și îmi pică Greg. Greg care este extrem de bun, cred că am descoperit ceva asta, mai avem battle items. Use items in the battle, ok. Ne ducem pe X, dăm și noi pe play, dar uite, vezi, uite, avem aici free. Putem să luăm mai multe chei sau nu știu ce stă ăsta din stânga, da? Avem, ăsta nici n-am realizat, dau pe play, asta o grămadă de chestii, mai este The Battle Pack, Items, Item, așa, această chestie conține iteme pe care poți să le folosești în bătălie. Avem chei normale, Epic, Fusion, Rerolls, deci chestiile astea chiar sunt broken dacă le ai tu și alții nu le au. Stai puțin că putem să-l upgradăm pe Greg, mereu trebuie să evoluezi aici ce ai nevoie. După mergem înapoi, că pentru că avem și pass-ul, ne ducem fix aici, luăm pe ăsta rar și e doar atâta, rar big, ok, poate îmi dă ceva foarte, foarte bun. Mi-a dat Dynamite, care chiar sunt destul de bun câteodată, 6 etichete de genul și încă mai am câte zile. Nu scrie pe undeva când se termină acest pass sau... Da, nu scrie nici unde se termină pass-ul ăsta, deci o trebuie doar să jucăm cât mai mult. Avem 12 de astea, 12 etichete pentru a lua 12 chesturi, de trebuie să joci de 12 ori. Acum vedem, se uită după player, vedem exact ce se întâmplă și Witch-ul chiar e foarte bun. Dar nu știu care e mai bun, ori Witch-ul că spawnează scheleți, ori altă trupă de rank 2, pentru că sunt 4 rank-uri. Primul rank e o stea și tot așa, rank-ul 2 stele, după au King-ul, Barbarian King-ul. Ocazional poate să dea foarte mult damage la inamici, practic. Dar și Greg. Greg este un început extrem de bun, pentru că atunci cu Greg te duci și spargi copaci. Copacii dau foarte multe gemuri, foarte multe chestii și te ajută extrem de mult. Dacă poți să iau Greg, acum l-aș lua, dar nu. O să iau Barbarianul, pentru că vreau să fac cât mai mulți barbarieni, să-i dau Fusion. Din barbarieni în Elite Barbari. Chestia asta chiar e super interesantă. După ne ducem fix aici să distrugem ăsta, luăm niște coins, putem să mai luăm încă un chest și încă un barbarian. Avem echipă de barbarieni și pentru că avem Barbarian King-ul, dar acum a evoluat, nu știu dacă mai funcționează la fel. Dacă ai Barbarian King-ul, stai puțin să ne batem cu ăsta. Dar astea fug, asta e nevoia la jocul ăsta. Am realizat că nu trebuie să urmărim pe nimeni. Dacă urmărim persoane, pierdem timp. Pierdem timp, nu mai farmăm, nu mai distrugem monștri, pentru că persoanele pur și simplu fug. Și chestia asta e super enervantă și nu ai ce să le faci. Și-l avem și pe Dynamite, tocmai ce am făcut, nu știu dacă am făcut abri la Dynamite, dar totuși. Uite, da, The Punga este pregătit, hai să vedem. Luăm și noi o cheie și ce facem cu cheia asta? Atât, avem un chest pe gratis, luăm Barbarianul ca să dăm Fusion. Când poți să dai Fusion, neapărat trebuie să dai Fusion. Atunci când, să pic că persoana e periculoasă acum, Fusion-ul, dacă dai tu Fusion, deci să zicem că ai 5 trupe, da? Să deschizi un chest costă 20 de gold dacă ai 5 trupe. Dacă dai Fusion, o să te coste mai puțin chesturile. Chesturile costă mai mult cu câte trupe ai tu. Dacă ai 15 trupe, costă din ce în ce mai mult. Dacă ai 10 trupe, costă din ce în ce mai puțin. Și tot așa. De aceea trebuie să dai Fusion. Cu cât mă joc jocul ăsta mai mult, cu atât descoperi chestii noi și interesante. După mai văd aici, pot să le iau în sfârșit pe Greg, pentru că dă niște chestii super interesante dacă poți să distrug copaci.
Copacii, cred că aici sunt cele mai bune surse la început, frate. Doar distrug copacul simplu, dar îl distruge greu. Uite câți bani și câte gemuri sunt. Copacii chiar că sunt foarte OP. Dacă trebuie să mă duc aici să distrug și eu acest minunat Baby Dragon. Baby Dragon-ul, golemul, sunt niște boși care dau foarte multe chestii. Sunt foarte interesanți. Trebuie să nu mă bat cu alții momentan. Stai să văd aici, pot să mă bat cu ăsta? Ăsta o să plece, asta e partea proastă, o să plece. Dacă aș putea să-l omor, câteodată da, mai ai șansă să o omor, uite, l-am omorât, frate. Pe locul 1, pentru că i-am luat tot ce era. Și acum, pentru că am omorât pe cineva, pot să iau pe gratis acest minunat chest. Pentru că atunci când omor pe cineva în jocul ăsta, mor definitiv, o să iasă ei din lobby, dar eu, ca persoana care i-a omorât, pot să descoper un chest pe gratis, da? Cum ăsta 25 puteam să le iau pe gratis. Iau și aici pe Gregul ăsta să distrug copacul ăsta cât mai rapid. Să iau tot ce este nevoie. Încă 30 de bani. Chiar am foarte mulți bani. Iau Barbarian King-ul. Chiar dacă îmi trebuie medicul, Barbarian King-ul o să mă ajute mult mai mult. Mă duc aici, distrug tot ce este nevoie de distrus. Distrug și tot. Uite câte bani fac. Uite cât chestii fac. Mai avem un minut. Jocul ăsta se duce atât de rapid încât nici nu realizez când s-a dus minutul ăsta. Dacă trebuie să omor aici cât mai mulți. Dacă aș putea să mai omor încă o persoană, cu siguranță aș ajunge pe locul 1, indiferent de orice ar fi. Stai să distrug ăsta, dar și golemul nu moare atât de rapid pe cât aș vrea eu să moară. Stai să mă urc aici, iau Barbarian King-ul, chiar îmi trebuie, chiar dacă voiam să iau Witch-ul, Barbarian King-ul să-l am Fusion, e broken, frate. E broken, stai să mă urc în Milshock, stai să mă urc fix aici, să văd dacă vrea cineva să se bată. Stai să iau ăstea, da, stai puțin, pe locul 1, da? Nu știu ce am lăsat aici din greșeală, vreau să văd dacă e. Să-l ajung pe ăsta, ok, bun, 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 oh, stai că e bine, e bine, e bine. Mai au încă un Barbarian King, îi dau Double Fusion. Stai că poate-l bat pe persoana asta. Nu știu ce, dar poate iau locul 1, stai puțin. Locul 1 peste locul 1, gata? Cred că am luat locul 1, indiferent de ce o să se întâmple. O să mai dau aici un heal ca să nu mor. Trupele tale dacă... Oh, stai un pic. Nu, persoana asta s-a bătut cu altă persoană și mi-a luat locul 1. Trebuia să mă duc deasupra că am văzut că se bate. Persoana asta s-a bătut cu altă persoană, a câștigat și a luat mai multe puncte. 40 de puncte extra. Ok, locul 2 e foarte bun. Nu e chiar exact locul 1, dar e foarte bun. Avem plus 3 bonusuri, plus 4 bonusuri că am luat locul 2, deci nu pot să cred. Top 5 win streak. Avem 13 win streak-uri. Common, 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 common. Ok, toate sunt common și ultima e big, că face chestul mai mare și probabil îmi dă ceva să mă ajute. El Primo. Sincer, El Primo nu prea iau pentru că nu-i ceva ce îmi place mie. Avem scheleți, avem loot bag, avem toate astea de descoperit aici, da? Pentru că nu le iau dacă nu sunt pe episod, că vreau să le strâng pe episod să vedem exact toți ce luăm, da? Seria asta o să rămână pe canal pentru că e super mișto și dacă vă place apăsați butonul de like. Putem să upgradăm și Colt, pentru că și Colt folosim. După ne ducem fix aici și am luat New World Reach. Am luat o nouă lume. Stai un pic că mai avem alte. Max, Bea, Bo, Shelly, Nita, Battle și legit astea toate de la Brawl Stars. Alte Battle Mods. Whack-a-Mole, Royal Hound, Super Gemmine, Loot Surge. Stai că ăsta n-am realizat. Stai să iau Epic Chest-ul ăsta, care probabil îmi dă ceva super mișto, ceva ce nu mai am, nu? Witch-urile. Witch-urile sunt chiar foarte bune. 10.000 de gold. Mai avem aici Bo, am luat deșert, da? Am ajuns în deșert și unde văd acum? Mă duc aici și se pune automat. Stai un pic, squad, da, uite că avem ăsta la 10, la 16, la d-astea. Wow, nu vine să cred ce am descoperit, nici jocul ăsta e mai complex decât credeam. Chiar am meritat să iau Battle Pass-ul acela, o să mai mă joc încă o dată să vedem exact ce se întâmplă. 100.000! Ok, abia așa 56.000, frate, 100.000 pentru un campion nou. Sincer, chestia asta este... Super interesant, ia să vedem acum ce se întâmplă. Avem fix aici medicul pe care aș vrea. Ăsta e medicul, nu? Get a baby character. Da, nu știu dacă e. Medicul e foarte bun și nu știu dacă l-am upgradat. Ia să vedem. Dacă e să mergem aici la squad, da? Mergem la squad. După dacă e unde este medicul, i-am upgradat, da? I-am upgradat aici. Da, o să nu o să cumpăr nimic momentan. O să dau un battle. O să vedem aici. O să vedem ce se întâmplă acum și o să dau play. O să mergem looking for players. Royal Hound, Trouble Clutch, ok, bun, bun, să vedem ce se întâmplă, poate câștigăm. O să merg să o să iau pe Colt, niciodată să nu iei găina la început, o să le iau pe Colt. Și acum că am avansat aici, e complet diferit, nu știu dacă îmi place extrem de mult, pentru că eu credeam că am gen tot ce-mi trebuie, știi? Stai că vreau să bat aici, să văd dacă îl bat pe Royal Ghost-ul ăsta. Chiar e foarte mișto, dar sunt niște trupe care sunt din Brawl Stars și din Clash Royale. Stai un pic, asta e a mea? Fantoma s-a făcut a mea și nu mi-a dat prea mulți bani, ce? Deci nu pot să cred că m-am făcut să mă mișc degeaba, pentru că nu mi-a dat bani fantoma asta. Deci am bătut-o degeaba. O să iau din nou încă un colt, pentru că dau foarte mult damage. O să văd aici să distrug toate astea.
O să distrug, astea sunt practic scheleții, dar sunt robotizați. Și ăștia ce fac, frate? Vin spre mine. Și acum ce mai fac ea? După iau și eu asta, acum chiar ca mare ghinion, pentru că nu prea am bani. Harta asta este super ciudată și mai am încă un col să dau un fusion, să vedem aici ce se întâmplă. Nu știu, mă duc și eu pe ăștia să-i bat. Stai să văd ce se întâmplă aici. Nu știu, chestia asta cu Game Mode, nu știu dacă îmi place exact. Stai că mă bate Shelly, frate, nu pot să fac nimic ca pe bune. Mă bate Shelly, stai un pic să mai iau ăstea. Da, aici am avut un start extrem de prost, o să iau el primul, pentru că nu mai vreau să iau încă un Colt. Cel mai bine e să iei trei tipuri de același tip. După, stai, find Bia, ok, deci ai nevoie de Bia neapărat ca să te duci acolo. Și eu nu găsesc bani deloc. Și fantomele astea pe care tu le iei și după îți rămân ție, sunt chiar destul de enervante. Stai să mă duc, aici mai au un El Primo. Dar aici nu poți folosesc Wish, nu poți folosesc nimic decât ăsta 3. Unde mi-e Gregu, frate? Nu știu, cred că poți să te duci pe hartă, dar uite că fantomele nu te urmăresc, din păcate. Dacă aveam aici Greg, câți bani făceam. Și Greg pică greu, dar rămân cu puterea de heal. Puterea de heal ajută extrem de mult mai târziu. Și o să mă urmărească asta. Uite, nici măcar nu vine spre mine, frate. O să mă duc aici. O să iau ce? Goblinul, că altceva nu am de ales, frate. Că nu am nimica bun. Asta e ideea, că nu am nimica bun. Stau aici, distrug ăsta. Ăsta este unul mai puternic, deci pot să dau mai mult gold aici. O să iau și această minunată fantomă. O să distrug tot ce este în calea mea. O să iau acest big chest. O să iau Hog Rider-ul, chiar dacă nu vreau și aș prefera altceva mult mai bun. O să distrug și ăsta, să vedem aici dacă fac unde ajuns bani, dar nu cred că fac. După mă duc aici, acestul a fost distrus de plantele astea. Plantele sunt aici și ce faci, frate? Lasă-mă în pace, frate. Uite câte fantome are persoana asta. Deci tu ești serios? Deci nu-mi vine să cred, iau ăstea de heal, o să mă duc și eu. Un Kaiju, wow, avem un Godzilla, frate. Practic un Godzilla, asta avem. O să mă duc și mai departe, na, nu știu dacă iau top 10 sau dacă iau top 5 pentru a păstra ăsta. Deci trebuie să găsesc pe Bea. După trebuie să mă duc aici. Momentan, nu știu, se bat fantomele astea între ei. Eu dacă le distrug, deci fantomele astea sunt permanente dacă mor și persoanele care le omoară devin la altcineva. Stai puțin. Stai să distrug botul ăsta rapid. Măcar să iau top 5, frate. Stai să distrug și fantoma asta. Să distrug aici tot ce se întâmplă. Final scratch, ok. Mă plin și eu pe aici. Iau și ăstea. Vedem dacă în sfârșit pot să iau și eu Queen-ul ăsta. Queen-ul ajută să dea... O, stai un pic, stai un pic că trebuie să... Îmi dau heal. Ok, iau toate astea, locul 3, locul 3. Vreau să strănut, dar nu mai pot acum. Trebuie să urmăresc fantomele. Fantomele chiar mă protejează. Nu știu acum dacă distrug ăsta. Bossul ăsta este robotul din Brawl Stars, unde e de practice acolo. Chiar nu vine să cred că l-am luat. Locul 3 e foarte bun. Nu contează ce loc e, atâta timp cât e un loc de top 5. O să-mi iau și Queen-ul ăsta, pentru că am nevoie, că e super OP Queen-ul. Adică, practic, e eroul din Clash Royale. O să vorbim despre alte jocuri foarte des. Clash Royale, Clash of Clans, toate astea de genul. Stai că trebuie să iau ăsta de mijloc, că nimeni nu le-a luat. Stai să... Dacă distrug ăsta nu mă ajută deloc. Trebuie să mă duc să iau ăsta. După trebuie să mă bat mai sus. Stai să văd dacă mă bat cu persoana asta, dacă câștig sau pierd. Iau locul 2. Stai să vedem ce se întâmplă aici. Locul 2, atâta, nu? Locul 1 a avut mai multe puncte. De la 8-9 loc, am luat locul 2. De 2 ori locul 2 e chiar foarte, foarte bine. Chiar dacă, uite, vezi, 3 persoane în dreapta acolo au murit. După ne ducem aici locul 2, vedem exact ce se întâmplă. Iară 4 plus 4 pentru că am luat locul 2 plus top 5 streak de 14, frate. Deci pentru asta chiar merită like și mai am încă o rugăminte pentru voi. Ne ducem aici rară, rară, big rară, să zic epic, epic. Nu, tot rară big, dar e ok, e foarte, foarte bun. Pentru că îmi dă Hog Rider, de care cu siguranță nu am nevoie, pentru că vreau și o chestie noi. Măcar nu costă nimic ca să evolueze, asta e partea bună. Dar cum am zis, pe viitor o să se schimbe chestia asta. 8 euro doar să iau un caracter nou, niciodată. 23 de euro ca să iau toate caracterele astea. Cu siguranță n-am eu bani de ajuns pentru asta. Și avem Oana Squad Up, stai că am luat chestii pe gratis. Toate astea de level 2, gen mi le-a dat toate de level 2. Chiar asta e foarte bine, adică nu mă supăr, gen. 23 de euro pentru asta, 5 euro pentru asta, 3 euro pentru asta. Nu o să mai băgăm bani momentan, așa că o să rămână așa jocul ăsta. O să ne ducem fix aici să colectăm astea și mai sunt aici în dreapta. Avem Beginner's Quest, da? Trebuie să le completez pe astea. Să distrug 60 de monștri, să fac de 6 ori fusion, am făcut de 3 ori, să cumpăr chesturi. Îți destul de ușor de făcut dacă vrei să le faci. Și aici la Friends, da? O să vă pun ăsta în descriere la episod. Și dacă ați ajuns până aici și vreți să vă jucați jocul ăsta, intrați de pe linkul acesta, jucați puțin jocul și o să primești niște chestii care ne ajută să facem.